departe și discutăm și cu Ionuț Puceanu, vicepreședinte al Partidului Social Democrat, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Puceanu, vă mulțumesc pentru răbdare. Hristos a înviat, că nu cred că ne-am auzit. Adevărat a înviat. Sărbătorile pascale. Domnule Puceanu, ne uităm puțin la declarațiile venite din partea liberalilor și Florin Roman, cel care de altfel este și coordonatorul campaniei pentru alegerile locale în cazul PNL-ului, a declarat foarte clar că acolo unde vedem administrații locale liberale, lucrurile merg perfect, însă acolo unde sunt administrații locale social-democrate, cum este și cazul dumneavoastră la Galați, de exemplu, lucrurile stagnează. Da. Are orbul găinilor domnul Roman și nu e prima oară. Eu m-am cam săturat de genul ăsta de politicien. Am fost nevoit să-l ascult și pe domnul Flutur puțin mai devreme. Dumnealor urcă în sondaje, fac drag, sunt absolut extraordinari. Nu știu ce sondaje. Iar domnului Ciucă, dacă i-o fi cerut în periplurile astea naționale cineva să candideze Musai la președinție, dacă sunt la lansările, cererea asta venită în cadrul lansărilor de candidați, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să le ia în seamă foarte tare, pentru că asta înseamnă maxim 19%. Cu 19% nu ești președintele României. Indiferent oricine te-ar încerca să te ajute. Și pentru că l-ați ascultat pe prim vicepreședintele liberal Gheorghe Flutur, poate l-ați auzit când spunea domnia sa ceva mai devreme că liberalii vor oferi o surpriză în urma alegerilor locale, în primul rând, în contextul în care ar putea câștiga foarte multe procente, în speță foarte multe primării și consilii județene. Ce veți face? Ce să facem? Eu nu pot să le urez decât succes. E o competiție liberă, numai că acces la sondaje avem și noi, nu doar dumnealor. Acum, dacă vrem să trăim așa într-o bulă ideală și idealică în care totul e frumos și perfect, cel mai probabil n-au decât, deși vine dintr-o zonă în care se mai consumă, n-are decât să îmbete cu apă chioară domnul prim-vicepreședinte. Domnule Puceanu, în această seară liderii liberali ajung la dumneavoastră la Galați. Întrebarea este dacă vă temeți de concurență. Nu neapărat astăzi, vorbesc tot despre alegerile locale, desigur. E o competiție în care dacă nu îți subestimezi adversarii, cel mai probabil singurul care are de pierdut ești tu ca și candidat. Prin urmare, orice candidat este de luat în seamă, este de observat. Tu, la rândul tău, trebuie să-ți faci o campanie cât se poate de consistentă și de o amploare ca și cum ai fi la -10% din punctul meu de vedere. Așa am făcut de fiecare dată. Dacă gălățenii vor fi, într-adevăr, în continuare mulțumiți de ceea ce am livrat pentru ei, cu siguranță mergem mai împreună pe mai departe. Dacă nu, n-are decât să vină cineva mai bun. Nu e nimeni de neînlocuit pe planeta asta. Nici măcar domnul Flutur și cu domnul Roman. Ne uităm puțin și la optimismul liberalilor în ceea ce privește candidatul pentru alegerile prezidențiale. Nicolae Ciucă este cel mai bun candidat pentru Palatul Cotroceni. Mai bun chiar și decât Marcel Ciolacu. Dumneavoastră, cum îl vedeți? Acum, eu am să vă răspund, mie îmi place să glumesc în genere, dar fiecare glumă să ascunde și un strop de adevăr. Păi, dumneavoastră, vă dați seama unde a ajuns PNL-ul, dacă cel mai bun candidat, singurul pe care îl poate oferi PNL-ul, este domnul Ciucă? Adică ce vreți să spuneți, domnule Puchean? Exact, exact. Detaliați puțin, că nu prea exact înțelegem. Exact cum a sunat. Nu mi se pare un candidat într-atât de consistent, da? Cât să câștige. Cel mai probabil, poate că în momentul de față e cel mai bun din partea PNL-ului, asta nu mă miră, dar nu văd un competitor care să ajungă în turul 2.
Domnule Puchianu, ne uităm puțin și la aceste tensiuni de la vârful Coaliției de Guvernare referitoare la creșterea salariului minim pe economie. Dumneavoastră, socialdemocrații, inclusiv Marcel Ciolacu, a spus de mai multe ori, vă doriți majorarea salariului minim începând cu 1 iulie, însă vedem că liberalii vor o amânare în privința acestei majorări. Care ar putea fi efectele dacă s-ar majora salariul minim de la 1 iulie? Eu aici, surprinzător sau nu, trebuie să fiu într-o oarecare măsură de acord cu domnul prim vicepreședinte al PNL. Nu știu dacă într-adevăr au avut loc consultări cu patronatele sau dacă este o decizie oarecum luată din niște calcule pur economico, hai să spunem așa, electorale. Dacă într-adevăr calculele au fost făcute eminamente din perspectiva aceasta ultimă pe care am prezentat-o eu, cred că o mică amânare și o reluare a discuțiilor și a consultărilor pentru ca toată lumea să fie confortabilă cu deciziile luate, mi se pare decizia corectă. Acum că cetățenii și angajații români merită salarii mai bune, cred că nu e nimeni care să poată pune la îndoială această decizie sau această dorință. Cu toții ne dorim. Greu de crezut că dacă nu există un val dintre ăsta din spate care să împingă inclusiv patronajul în a crește salariile acestea minime, dumnealor le-ar face din proprie inițiativă. Orice om care a intrat în business a intrat pentru a-și maximiza profitul sau cam asta este logica oricărui O ultimă întrebare, domnule Puchianu, și vă rog dacă se poate un răspuns pe scurt. În cazul noastră, la Galați, acolo, cum ar fi acest impact în privința majorării salariului minim? Pentru că vedem că acolo cu siguranță sunt mici afaceriști sau foarte mici afaceriști care nu și-ar permite această majorare. Vedeți, acum am să răspund așa și am să spun și ursul spune că moare, dar nu se întâmplă, da? Așa e și cu micile afaceri. Cel mai probabil nimeni nu e dispus să dea salarii mai mari decât atunci când le este impus. Cel mai probabil, dacă acest salariu minim n-ar fi crescut de-a lungul anilor, cel mai probabil și acum salariul minim pe economie pe care îl dădeau cei care se află în mici afaceri, cel mai probabil era la nivelul lui 2015, dau așa un exemplu. Da? Acum, ca să fiu sincer și extrem de succint cu dumneavoastră, creșterea acestea salariale, cel mai probabil într-un viitor, imediat le veți vedea și în prețurile de la RAP sau produsele pe care le produc aceste mici afaceri și se vor închide tot în utilizatorul final sau în clientul final, pentru că noi așa înțelegem să facem business de cele mai multe ori. Nu cred că va fi un capăt de țară, cu siguranță va produce un mic dezechilibru pe termen scurt, dar care se va echilibra într-un viitor imediat, adică în decurs de 2, 3, 4 luni de zile, cred că lucrurile intră într-un echilibru, așa cum intră de fiecare dată.